Mulțumesc. În așa mod, stimați colegi, atât agenda cât și regulamentul este întărit. Vreau să vă spun că ieri la ora 15 a avut loc ședința biroului Consiliului Regional. Deci, unii din 15 membri a biroului au fost prezent 10. Vreau să spun că ședința s-a petrecut în mod foarte organizat. Au fost dezbaterile respective, au fost și propuneri respective. Doamna Inga Cotocaru a primit acea recomandare ca astăzi să fie completat acele momente care erau necesare ca să fie completate și biroul a luat decizia ca să fie propus agenda de lucru astăzi corespunzător către ședința Consiliului Regional. Ceea ce eu am făcut-o în fața dumneavoastră. Permiteți-mi, stimați colegi, de a-i oferi cuvântul domnului Zaru Valerian, deci directorul Direcției Generale de Dezvoltare. Stimați colegi, bună ziua! Sunt bucuros de nou să vă salut în această sală. Deci să vă transmit cele mai frumoase și cordiale salutări din partea Ministrului Dezvoltării Regionale, Consiliului Național de Tucanu. Și să vă comunic că ședința de astăzi are o are o dezvoltare logică la ceea ce s-a efectuat pe data de 14 septembrie curent în această sală. Deci, după cum cunoașteți dumneavoastră, de către Consiliul Regional de Dezvoltare a fost elaborat strategia regională de dezvoltare, sau mai des spus, revizuit strategia care a fost aprobată anterior în anul 2010. Din acea ședință de către membrii Consiliului au fost date careva propuneri, au fost analizat această strategie și propunerile pentru îmbunătățire, după cât înțeleg, au fost înaintate și înscrise într-o tabelă de divergență, unde agenția împreună cu Consiliul sau cu acei membri a Consiliului care au participat la elaborarea acestei strategii, s-au expus părerile și, până la urmă, au finalizat această strategie pentru a fi propusă astăzi ca să fie aprobată la ședința Consiliului Regional de Dezvoltare. În afară de strategii, pentru Consiliul de astăzi se propune să fie aprobată planul operațional regional. Deci, după cum cunoașteți, apelul 2 de proiect practic a fost finalizat. El se află la o etapă când urmează a fi aprobat de către Consiliul Național pentru coordonarea dezvoltării regionale, care va fi undeva la sfârșitul lunii octombrie. Deci, odată cu înaintarea acestui document pentru a fi examinat de către Consiliul Național, urmează a fi aprobat și de către Guvernul Republicii Moldova și, practic, acest document va expune proiectele care vor fi aprobate astăzi în lista proiectelor ce se includ în planul operațional regional. Deci, nu urmează ca noi să facem cu dumneavoastră un lucru destul de important pentru moment și consider că dacă astăzi ne se reușește să facem acest lucru, noi practic am putea spune că ceea ce ține de documentele de politici, la nivel regional, practic am încheiat anul 2012, fiindcă restul toate, celălalt lucru care urmează a fi executat este valorificarea și implementarea proiectului pe perioada anului 2012 și planificarea proiectelor pentru anul 2013. Deci eu sunt bucuros să particip la această ședință, să vă ascund pe dumneavoastră doleanțele care le aveți față de Consiliul Regional, față de Agenția de Dezvoltare și față de Ministerul de Dezvoltare Regională și consider că tot ce va fi expus aici pentru noi va fi un lucru important pentru a-l discuta în perspectivă și a-l lua în considerație la elaborarea altor documente de politici de perspectivă, chiar și la finalizarea strategiei naționale de dezvoltare regională, care de asemenea acum este în lucru, se lucrează foarte intens și finisarea ei logică va fi tot pentru data de 23 octombrie, dar până atunci ea va avea de asemenea audieri publici, cum au avut și strategia revizuirii regionale și va fi propusă de asemenea ca grupul de lucru care este format din Consiliile Regionale de Dezvoltare, din ministerele sectoriale și de alte ministeri de politici din cadrul Guvernului Republicii Moldova pentru aprobarea acestei strategii, care de asemenea va fi un document mult mai general ce ține de politicile de dezvoltare regională la nivel național, dar pe o perioadă mai scurtă decât acel care
este documentul de strategic regional pe o perioadă de 3 ani de zile, sare în 2013, 14 și 15. După aceea am să facem o nouă strategie care ne va arăta perspectivele de dezvoltare de mai departe, implementând acele practici care de acum le-au acumulat în perioada dată și experiențele partenerilor noștri de dezvoltare. Eu vă mulțumesc și vă doresc o zi bună. Mare de lucru. Au fost implicați atât președinții de Raioane, cât și membrii Consiliului Regional. Și vreau să spun că, dacă să spunem înspre discuție și aprobare, atât strategiei de dezvoltare regională, cât și planul operațional de dezvoltare, asta este și munca noastră și vreau să mulțumesc și celor colaboratori al Agenției de Dezvoltare Regională lor, care au avut aportul respectiv și au pregătit și materialele respectiv. Iar vreau să spun cu toată sinceritatea și cu toată responsabilitatea, au fost un lucru foarte și foarte mare lucru. Asta este pe hârtie și nu probabil ne rămâne în continuare ca să răspunem acele obiective care noi astăzi le vom primi cu dumneavoastră, deci în practică. Înainte de a trece la dezbatere la ordine de zi, să-i ofer cuvântul cu domnului director executiv al Agenției de Dezvoltare Regională, domnul Bobor. Stimate domnule președinte, stimați membri ai Consiliului Regional Nord. Eu aș vrea să vă duc în anul 2010, pe data de 26 martie, când a fost aprobată strategia de dezvoltare regională Nord pentru perioada aceasta. Atunci era un, spunem așa, un timp când dezvoltarea regională debea să se implementa. Și, spunem sincer, chiar era pentru toți ceva nou. Nu numai pentru colaboratorii agenției, dar și pentru administrațiile publice locale, pentru ONG-urile care ne asistă, pentru toți, pentru operatorii economici din regiune. Eu cum am, spunem așa, emoții, dar pentru că văzând cât lucru s-a depus pentru actualizarea strategiei, cum a decurs acest proces, într-adevăr, nota care ne-a pus-o de experții letoni în actualizarea strategiei este una. Această strategie a primit o notă că este revizuită în plan înalt, adică la o notă înaltă și profesională. Asta nu este o laudă din partea mea, asta sunt cuvintele de experților letoni și mai mult ca atât avem și recomandarea înscrisă a experților polonești, care au fost și noi ne-am folosit de moment și am implicat și pe dânsă și am rugat dați-ne, vă rog, și o expertiză din partea dumneavoastră. Ei toți s-au expus pe marginea acestui document că strategia de dezvoltare regională Nord este, adică draftul pe atunci era îndeplinit la maxim profesionalism. Asta nu înseamnă că noi suntem atât de specialiști, dar asta înseamnă că noi am urmat recomandările de experților letoni și am lucrat în strictă conformitate cu înțelegerile și cu toate sugestiile care ne-au dat. Eu vă deschid și unele paranteze. Letonii ne-au spus că chiar vă mulțumim că ați luat în considerație pentru că trebuia să iai o decizie. Să pui asta în strategie sau nu, să iei în considerație unele modificări sau nu. Aceste țări care ne-au asistat, ei au un drum lung, au parcurs în dezvoltarea regională și evident că pentru noi, aceștia au fost mentorii la actualizarea strategiei. Eu mulțumesc colegilor noștri, colegilor mei din agenție și colegilor din minister pentru tot suportul acordat, pentru că să nu fost inițiativa Ministerului de a primi un ajutor de la UE, grupul 12, da? De la țările Uniunii Europene care ne asistă, atât regiunea de nord, regiunea de sud și regiunea de centru în actualizarea strategiei. Poate aceste strategii nu ar fi atât de complexe și atât de înalt de elaborat.
Mai mult ca atât, noi astăzi suntem și la un moment de istorie, pot să spun eu, pentru că noi astăzi ne propunem ca scop să aprobăm drumul nostru pentru 3 ani în cadrul regiunii. Și strategia, asta este un document general, dar cel mai important, noi astăzi o să vă propunem la atenția dumneavoastră aprobarea PORU, Planul Operațional Regional pentru 3 ani, care conține 17 programe. Aceeași notă am primit și pentru PORU, adică aproximativ când noi am discutat draftul PORU. Și vreau să vă spun că toate documentele care au fost elaborate în strict conformitate cu legislația în vigoare și cu recomandările organismelor de lucru. Eu încă o dată vă mulțumesc la toți că ați fost receptivi și ne-ați răspuns la unele întrebări, unde mai greu, unde mai repede, dar aceasta ne-a ajutat foarte mult ca noi să expunem în strategie anume de ce are nevoie regiunea Moldova-Zilopeană. Eu ne doresc ședință de succes și vreau să vă spun că audierile publice și ședința Consiliului Regional pentru aprobarea strategiei și a planului operațional, adică Agenția de Nord și Consiliul Regional Nord, adică le face prima, adică este, spunem așa, înaintea celor regiuni. Vă mulțumesc! Nu merge vorba că noi vrem astăzi să ne lăudăm, că am fost primii care anul trecut, dumneavoastră ați fost martori, care am organizat un forum economic, deci în modul român, marea majoritate dumneavoastră au participat. Suntem acum invitați, deci în regiunea Sud, de dezvoltare, adică Sud, probabil au luat exemplul nostru. Poate va fi mai reușit ceea ce noi am reușit, dar este un pas înainte. Și ceea ce noi astăzi am reușit și, într-adevăr, punem în discuție, deci, prezentarea strategiei de dezvoltare regională, aș vrea să-i ofer cuvântul domnul Vlad Ghițu, ca după aceea, de exemplu, sunt ferm convins că vor fi întrebări și dumneavoastră se va străbi la maxim ca să dea răspunsul respectiv. Realitate cu rezultate palpabile a demarat încă prin anii 2005, și iată, domnul expert Colm McLemens a fost unul din cei care a stat la temelia când a consultat guvernul, dar în realitate, dezvoltarea regională a luat ampare abia, după părerea mea, în anul 2009. Deci, din păcate, vreo 4 ani am avut pasul pe loc, nu din vina experților, ci numai din alte motive. Totuși, începând cu anul 2009, când au fost inițiate sau constituite instituțiile care sunt responsabile de dezvoltare regională. Mă refer la Consiliul Regional pentru Dezvoltare, mă refer la, tot din 2009, a fost inițiată crearea Agenției de Dezvoltare Regională Nord și tot atunci, în 2009, a fost lansat proiectul de elaborare a strategiei de dezvoltare regională Nord. În 2010, preconționat și directorul Adrian Nord, a fost finalizat proiectul strategiei și a fost adoptată această strategie, care a fost o călăuză pentru acești 2 ani în dezvoltare regională la nivel de regiune Nord. De asemenea, vreau să menționez și aportul doamnei Stella Coropceanu, care a fost una din experții care a ghidat elaborarea primei variante a strategiei. Astăzi nu este vorba de strategie nouă, este vorba de aceeași strategie care este actualizată. Pentru că au trecut 2 ani, într-adevăr, trebuie să facem față provocărilor care există în procesul de dezvoltare regională și aceste propuneri, recomandări care au fost elaborate cu ajutorul experților externi, dar și celor interni, cred că sunt un beneficiu pentru acest document prioritar și strategic. Cum a avut loc procesul de actualizare? S-au efectuat studii, mai multe studii, de exemplu, studiile politicilor sectoriale naționale. Pentru că documentul strategic trebuie să fie corelat cu documentele strategice sectoriale la nivel atât național cât și la nivel de regiune. A fost stabilită metodologia de actualizare a SDR. Fără asta, fără niște metode clare, nu putem acționa, nu putem să elaborăm un document de calitate.
Precum am menționat și directorul ADR Nord, în procesul de elaborare de actualizare a strategiei, au fost implicați experți externi din exterior, în special din Letonia. A fost efectuată o analiză diagnostică a acestei strategii de către experții letoni, fapt care a permis să fie apreciat acest document din exterior, dintr-o parte, cu alți ochi, și, într-adevăr, a fost menționat faptul că acest document strategic are calitate și poate fi actualizat. Colectare datelor necesare pentru actualizare în domeniile prioritare de a strategiei de dezvoltare regională, domeniile cunoașteți cu toții. A mai fost adăugat un domeniu nou, eficiență energetică, pentru că în acești 2 ani Moldova își asumă responsabilitate pe această cale de a asigura eficiența energetică, instituind, creând și instituții respective și fonduri necesare pentru a implementa proiecte în acest domeniu. A avut loc și vizita de studiu în Letonia a specialiștilor ADR pentru a stabili o comunicare mai bună. SDR Nord, strategia a fost armonizată conform cadrului legal de elaborare a politicilor. Deci, o să vedeți că în această variantă a strategiei actualizată apare obiectivul general, obiectivele specifice care nu erau în textul precedent. Au fost actualizate datele statistice din capitolele strategiei. Cu alte cuvinte, vedeți unde a avut loc intervenția în acest proces de actualizare a strategiei. Datele care au fost actualizate s-au referit la mai multe domenii. În primul rând, la domeniul demografic, la nivel de regiune. Căile de acces și comunicație, alt domeniu. Mijloace și servicii de aprovizionare cu apă potabilă și sanitație. Poluarea mediului și managementul deșeurilor este, de asemenea, un domeniu foarte important. Sectorul energetic și mijloace de eficiență energetică, ceva mai proaspăt, care apare la toate capitolele din această strategie. Sectorul economic și piața forței de muncă și, mai amplu, este reflectat și sectorul social, învățământ și educație, sănătate publică, veniturile și cheltuielile populației, pentru că toate celelalte care se realizează, toate prioritățile care sunt, de care se ține cont când se implementează proiectele, au un singur scop până la urmă, ca oamenii să trăiască mai bine și, iată, sectorul social este unul care reflectă impactul implementării proiectelor regionale. Și trecem la dezbatere. Poftim, ce întrebări aveți? Ce propune? Ce spuneți? Ce propunerea numărul 1? Cale regionale, regionale și naționale nu poate să existe pot în câmp care nu are drum dintr-o parte în altă. Deci e conform tuturor documentelor tehnici țin de gospodăria lumiene, deci acesta este componenta drumului. Nu putem să o specificăm ca pod aparte. Da, eu, dacă îmi permiteți, numai o chestie, o precizare. Ca podul ca obiectivul aparte, eu asta e obiecția mea. Nu este nimic. Nu știu, că am dat, mă rog. Și ține de prioritatea joi. Deci aici eu, într-adevăr, de acord cu tot ce este descris, în afară de ceea ce face niște certificări. Chiar dacă vorbim de prioritatea, e măsura 2-3. Deci când vorbim despre proiectarea unităților la drumul de acces, așa mai departe, noi să ne facem în componența proiectelor tehnici care sunt în aceste priorități. Deci, independent de care sunt sarcini de elaborare a unui proiect, sunt specificate aceste tipuri de lucrări. Dar, mă rog, iarăși aici... Degradării solului, extinderea arii forestiere. Deci, în prioritățile noastre strategice și acele strategii intersectoriale cu care noi lucrăm, noi nu avem așa componente. Deci, dacă aș fi ca angajament sau la sfidul văzut în strategia revizuită a Agenției de Dezvoltare Nord, nu mă pot trage de unor surse din alte, decât cel din Fondul Național de Dezvoltare. Este doar ecologic.
poate în alte fonduri. Nu știu, eu dacă permiteți să mai... Este o politică parte care aparține agenției Moțena, care este în nivel de hotărâre 681, dacă mă găsesc. Este un program național aparte care ține completamente... Nu este domnul deputat Schiaț, dar el a comentat poziția sa. El a spus că Moldova are probleme cu secetă, din considerentele că spațiile forestiere sunt minime. Noi, dacă nu trebuie să constăm pe cele care sunt existente, noi chiar discutam să mergem în coace, că sunt porțiuni de pădure care astăzi, mai ales cele care parte cordilieră este la nivel, nu este cu vertebra care duce în adâncime, ele sunt astăzi, sunt subi chiar în cele existente. Dar extinderea asta necesită sursă foarte mari și nu știm că avem priorități concrete care nu... Dar mă rog. Deci asta să ce am văzut. La noi el nu este ca o prioritate aparte, dar este ca o măsură în fiecare prioritate. În fiecare prioritate. Așa este la nivel regional, așa este și la nivel național. Deci aici propunerea, practic, în formula aceasta a venit de la colegii noștri de la Agenție de Dezvoltare Nord și a fost sunat în partenerii noștri de dezvoltare, dar la această etapă, ținând cont de faptul că eficiența energetică este promovată în câteva agenții prin intermediul Ministerului Economiei și practic, încă ei singuri sunt la o etapă când nu s-a început această această ramă a fi dezvoltată, chiar ieri am avut o ședință la ambasada Suediei referitor la fonduri și programe de dezvoltare a eficienței energetice. Sunt niște formule care până la urmă ei nu le-au putut dezvolta. Ei vreau să fie careva practici și din aceea cum implementăm noi proiectul de dezvoltare regională. Nițăm fondurile noastre de fier, unul poate altul și regulamentele de atât de acumularea sursului cât și de gestionare. Dar până la urmă să vedem, experții s-au luat ca angajament, să ne mai întâlnim, să mai discutăm, fiindcă noi avem niște lucruri comune care putem să le dezvoltăm în perspectivă și ca ei, fondul de eficiență energetică, intersectorial, să participe la dezvoltarea regională prin intermediul Agenției de Dezvoltare Regională. Este așa o vrere a noastră, Ministerul, care avem scopul de a integra toate politicile intersectoriale și cred că ei o să meargă aceasta, dar sunt din Minister care este tot nostru, cum se cheamă Ministerul Economiei. Deci e complicată la asta situația. Scopul de construcție și curățirea gazinilor. Deci, doar despre stoparea poluării. Acest fond este Asociația de Protecție a Solurilor, fostă asociația, acum întreprindere de stat, care are filiale, nu știu dacă aici undeva, în Raiboane, este la Brăcești, tu Brăcești, și la Florești, este, da. Dar ei au, conform tuturor regulamentelor și destinația acestor întreprinderi și acestui fond, de a se ocupa cu crearea sistemului de irigare, crearea curățării a bazinul acvatic, construcția unor normative, fertilizarea, sau vedeți spus, punerea în circuit a solului după acelea de frișări care avem de pomicuri, vinicuri și așa mai departe. Ei au destinația aceasta. Asta a luat sau partii în perioadă, adică emisie direct premierul, odată ce fac pe care bine venit și astăzi și două zile în urmă. Eu totuși știu că va fi o programă de stat. Într-adevăr, în ultimii ani, eu nu mai spun 10, 20, eu nu știu, un alt era mai la noi, deci s-a început deja lucrurile astea. Iată, 3 ani, chiar pot să vă spun concret în ce localități. Deci, iarăși prin alte motori, iarăși prin alte diferite surse, scurăță gazurile, bazinele, face într-adevăr asta este. Și ar fi bine nu numai asta, puteți să-și trece cu râul rău, dacă să vorbim și nu mai vorbesc cu ei. Este un program național, Domnul
Ghițu a vorbit că în viitor apropiat ne așteaptă o catastrofă și mai profundă, dacă să vorbim în ceea ce privește aprovizionarea cu apă. Iată, eu am gândit să care este anul ministru și la anul viitor prognoza este numai sunt deci optimistă, dacă să vorbim așa. Asta este o realitate și noi trebuie să ne pregătim. Atât din partea Răului, cât și din partea Răului ministru. Nu am gândit ce ești privește irigare. Noi toate sistemele astea le-am avut, nu știu la dumneavoastră, dar eu că mănânc în Raimon și știu care e bine, deci am sorocat și astăzi să scot toate astea și nu știu unde se văd și cine le-au privatizat și mai ales cu programul Pământ, dumneavoastră știți tare bine, fiecare proprietar din teren agricol chiar insista, este terenul meu, ieși și mă scoateți, eu trebuie să fac aceea și aceea. Asta o sugerez în 9 și în 2. Deci, mulți au investit, dar probabil trebuie să o luăm de la bun început. Nu trebuie să fie sub republice. Că acum cam s-a schimbat, vedeți că oare în centru plouă mai mult că și la nord este sește, cam toată republica, deci să vorbim, este egalat de ce credeți asta. Stimați colegi, poftim, dacă mai sunt întrebări. Eu nu regret că, adică, într-o măsură care îmi pare rău că nu sunt președinții de Raioane astăzi, marea majoritate, eu am fost și telefonat, sunt și pricini obiective, o bună parte sunt în deplasări, concediu. Dar domnii vicepreședinți care ne locuiesc astăzi și domnul președinte, deci Valeriu de la Călești, noi ieri tot am avut o discuție foarte constructivă, serioasă, deci n-am făcut-o ca să ne întâlnim și să votăm și să o propunem astăzi. A fost chiar destul de principial ședința de om. Dacă dumneavoastră nu aveți întrebări, eu, adică, pun la vot cine pentru aceea ca să strategie de dezvoltare regională nord pe anii 2010-2016 să fie primită, rog, votați. Nu pentru Consiliul Regional. Mulțumesc. Cine împotrivă? Cine s-a abținut? Deci, nu, nimic. Eu aș vrea la punctul respectiv, noi am vorbit pe strategie, dar totuși un proiect de decizie. Adică, nu se trebuie să nu împotrivă. Deci, partea... O obligațiune. Vom munci la strategie permanent. Acum, ele au fost revizuite conform a ceea ce vedem noi pe următorii 3 ani. Dar timpurile se schimbă și nu poți să vezi acum mai mult decât pe 3 ani conform strategiei care a fost aprobată în 2010. Și reșind din asta, noi permanent o să muncim la dânsa și o să o aducem, dacă va fi nevoie, pentru anul viitor vom veni cu alte propuneri, reșind tot din ce se întâmplă în Uniunea Europeană. Și cum ei își programează ajutorul lor pentru mai. Este de transpunerea strategiei în viață. Încă noi mai primim strategii, trece un an, trec doi și urmă ne constatăm că aceea... Dacă ați fost atent, eu am vorbit în felul următor. Deci pe hârtie este scris foarte și foarte bine. Și noi primim. Deci, probabil, noi am vorbit că prioritățile strategice în cadrul Consiliului Regional sunt stabile. Deci nu suntem ca în cadrul politic să vorbim. Astăzi suntem cu Estul, mâine suntem cu Vestul. Deci noi avem niște priorități stabile, care le-am votat împreună cu dumneavoastră sau colegii noștri care au fost până la noi, am amintire membrii Consiliului Regional și corespunzător mergem mai departe. Dar priorității strategice, dumneavoastră le-ați văzut, deci în programul care noi îl primim astăzi. Dar eu sunt de acord cu dumneavoastră. E clar că după asta să apară mecanismele respective, deci ca să fie întrebat. Dar transpunerea lor e cel mai important. Se face prin apelurile de proiecte, se selectează proiectele prin priorități, prin măsuri, în dependență de acele măsuri care vor fi aprobate astăzi în strategia regională de dezvoltare și noi am expus că avem după pentru perioada 2000. Aceeași perioadă, care noi să-l aprobăm, deja apelul de proiecte a fost, la care dumneavoastră toți care sunteți în sală prin aplicanții, autoritățile publice locale, ați participat, s-au selectat acele proiecte care ele sunt transpunerea strategiei pe această perioadă. Dacă îmi permiteți, da. Planul operațional regional care acuși poți fi prezentat în adresa dumneavoastră, este instrumentul de implementare mecanismul de implementare a strategiei pe următoarea. Eu numai am vrut
fac o mică așa precizare. De experții noștri letoni ne întrebau, dar cum voi îndepliniți planul operațional regional? Pentru că voi, noi avem bani, da? La noi ce spunem plan, aceea îndeplinim. Reșind din unele momente și, spunem așa, unele lacune în legislație, atât de lege despre finanțe și despre fondul de dezvoltare regională, evident că, că aici avem un pic de disconcordanță. Dar într-o același moment, în strategie, noi trebuie să avem momentele astea, pentru că asta ne permite, noi, averdigând, să o traducem în limba engleză, să facem un manual de tot de serios și să accesăm alte fonduri. Pentru că când este indicat, atât în strategie și în plan, că ai de făcut asta, asta și asta, atunci partenerii de dezvoltare se uită. A, ăștia vreau să facă asta, 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 asta. Și noi putem să le spunem. Pe punctul 1, avem tot pe 2, da? Dar pe 3, vă rugăm să ne ajutați atât compartimentul ăsta și ăsta. Și atunci, pentru asta dau bani. Dar dacă nu este pus în document și nu este aprobat de Consiliu, regiunea nu vede necesitatea în programele astea. Atunci nici nimeni nu te ajută. Asta. Accent pe multitudinea de probleme și să găsim soluții. Fiindcă dacă ne oprim numai la proiectele astea, vă spun că nu... Exact. Deci noi trebuie mai larg, mai... Așa cele propuneri de proiecte n-au fost selectate sub o sumă oricare de surse financiare. Ele au fost selectate în dependență de condițiile care au fost puse față de... Dar, gradul de pregătire și așa mai departe, așa mai departe. Deci noi vorbim despre ceea. Chiar forul regional conține mult mai multe proiecte decât cele care vor fi aprobate în documentul unui program. Conține mult mai multe. Deci aici și în documentul unui proiect care se va fi primit, vor fi plasate. Deci noi avem de acum reacția partenerilor noștri de dezvoltare. Chiar nu ni s-a spus după vizita doamnei cancelară Merkel în Republica Moldova. Găsesc proiecte care vor fi selectate pentru a fi implementate de către, din banii acum alocați de către de Guvernul Germaniei. Deci noi am găsit deja proiecte chiar din acele selectate în apelul 2 de proiecte. Și nu ne spune întrebarea, dar ele vor fi scoase din documentul din program sau nu vor fi? Nu, noi le păstrăm și acolo și dincolo. Pe perioada avem dreptul de revizuire. Acele proiecte care sunt în planul operațional vor fi îmbunătățite pe perioada de 3 ani de zile, vor fi reexaminate, preluate, deci tot mecanismul acesta este permanent în lucru. Permanent este în lucru. Deci, într-adevăr, noi să aveți pe fel de tate, că sunt mult mai multe doriți de a face ceva într-o regiune, dar trebuie totodată să ne axăm pe ceea și să ne evidențiem că putem realiza ceea ce nou ne se dă și atunci vor veni mult mai mulți parteneri și vor fi mult mai multe resurse. Dar în cazul când noi încă, așa, în unele momente ne mai pășim pe loc, atunci partenerii nu prevenim. Am participat la conferința Bazinul Mării Negre, care a avut loc în Leon de Căra, de-am uitat ce dat. Și speech-ul domnului, de excelență, sare ambasadorul Germaniei, nou ambasador care a venit, dumnealui a spus că își va depune efortul ca suportul Germaniei să vii direct în regiuni, prin intermediul agențiilor. Deci aceasta este un semnal foarte bun, aș spune eu, pentru noi, pentru cei de regiuni, când noi știm dacă ce necesitate avem și cu ce probleme ne confruntăm zi de zi aici și în diferite companii. Stimați colocați de agenții de dezvoltare, adică către agenții de dezvoltare regională, sunt insuficienți. Proiectele care le avem sunt proiecte și de 20 milioane, sunt proiecte, hai să vă ajutăm. De sute de milioane. De sute de milioane. Noi am vorbit în cadrul șurului biroului și în cel mai restrâns, iată, președințele Reoane, deci am vorbit. Noi, în principiu, și comisia, deci când am selectat proiectele respective, noi n-am ales Băiești sau Rășcani sau Corul. Noi am avut în vedere, deci, toate Reoanele care intră în regiunea noastră. Vă spun tot acest lucru. Și am spus în felul următor, că dacă
Acum, fondul de dezvoltare deci regională este 1%, așa? Da. Noi, la ședința Consiliului Național, deci am rugat și nu știu cum ar fi, de exemplu, în bugetul a rămas tot 1%. Adică noi, 2013, care este aprobat de guvern în miercuri aceasta, a rămas tot la nivel de 1%. Vedeți, noi atunci am cerut să fie 2%. Dar credeți-mă drept că asta este insuficient. Noi suntem datori și am să facem tot posibil pentru să atragem investiții, să atragem bani. Poate, uite, toate astea, adică banii care sunt, sau fondul care este al Consiliului Regional, poate să fie ca niște contribuții la alte proiecte de a aduce bani. Uite, asta nu le-am vorbit, dar mi-a să știți. Stimați colegi, eu vă mulțumesc frumos. Dacă mai sunt, deci, propuneri, adică noi, în principiu, l-am votat. Eu sunt pentru proiectul de decizii care l-am propus dumneavoastră. Deci, cu excepția, adică, domnul Cabază și propunerea domnului Vânzare, în ceea ce privește actul de informare, adică 2013 și 2015. Da. Permiteți-mi să pun la loc și proiectul de decizii. Deci, cine e pentru a primi proiectul respectiv, vă votați. Mulțumesc. Împotrivă? Păi, vedeți, probabil tot așa au rămas. Noi am propus ca să fie un fond cumulativ. Face investiții și vor veni și cu alte surse pentru a ne susține. Asta e. Noi la toate proiectele noastre, trebuie să zicem la proiecte tehnice. Câteodată am uite apare, adică din partea GIZ-ului, o să-mi închide aici, și propunerea era atunci. Și când am dat, noi am răscolit absolut totul ce avem ca să se implementeze. Trebuie să avem capacitate, într-adevăr, de a valorifica deci, resursele financiare care sunt. Bine, stimați.